Bine v-am găsit, domnilor și domnilor, sunt Simona Urdea și vă invit să urmăriți știrile. Nu a fost o ședință de spiritism și nici nu a fost descântat vreun ales local. Cu toate acestea, ieri, în cadrul plenului de Consiliu, aleșii au făcut cunoștință cu o păpușă vrăjitoare adusă în plen de către consilierul local, Virgil Mija. Acesta a afirmat că este doar o mascotă și că a adus-o pentru că îi poartă noroc. Principala discuție din ședința ordinară de ieri a fost legată de câteva declarații făcute pe unul din posturile naționale de fostul consilier local Lucia Bachi. Aleșii locali, întruniți ieri în ședința de consiliu, au declarat că nimic din ceea ce a afirmat ea nu este adevărat. Lucia Bachi a făcut referire la banii alocați pentru evenimentele culturale ce vor avea loc în luna august. Noi am bugetat 3 miliarde jumătate pentru activități culturale care se vor întâmpla, numai în cazul în care avem banii la bugetul local. Am alocat 1.100.000 de roni pentru zile făgărașului. Dar asta numai pentru ca să putem să le organizăm, pentru că știți cu toții și anul trecut am încasat și anul ăsta vom încasa mult mai mult, nu vom scoate niciun ban din bugetul primăriei. Doamna Bachi a ieșit în sincron aseară la realitate și a spus că într-un oraș în care străzile sunt infecte, mizerabile, într-un oraș în care nu avem canalizare, într-un oraș în care nu avem apă, consilierii Consiliul Local în frunte cu primarul fac bairam pe bani public. Mai mult decât atât, în luna noiembrie anului trecut, consilierul local PNTCD Lucia Bachi a fost exclusă din Consiliul Local. Hotărârea Consiliului Local privind luarea la cunoștință sau prin care Consiliul Local a luat act de faptul că PNTCD a retras sprijinul politic al consilierului Bachi Lucia, hotărârea Consiliului Local respectiv a fost atacată în instanță de doamna Bachi la vremea respectivă și, în paralel, a fost atacată hotărârea Consiliului Local de domnul prefect. În momentul în care domnul prefect a atacat hotărârea Consiliului Local, ea a fost suspendată pentru că așa spune legislația. De aceea, în ultimele luni, doamna Bachi a fost prezentă și chemată la ședința de Consiliu. Instanța a dat un singur verdict prin care a respins atât cererea Luciei Bachi, care și ea dăduse în judecată primăria, cât și pe cea a prefectului. Cererea fiind respinsă, hotărârea de Consiliu rămâne valabilă și o lasă pe Lucia Bachi în afara legislativului local. În aceste condiții, PNTCD, partidul din care Bachi a făcut parte, va trebui să desemneze un alt membru în Consiliul Local. Cel care a mai destins atmosfera în plen a fost consilierul Virgil Mija, care s-a prezentat la ședință cu o păpușă vrăjitoare, susținând că este o simplă mascotă și nu face referire la absolut nimeni. Pentru că am schimbat mașina și e mascota din mașina respectivă. Ne puteți arăta? Ce anume? Să ne arătați păpușa. Da, sigur. Ochii de prin Germania. Asta poartă, nu? Seamănă cu cineva? Nu, e mascotă. Nu. Eu nu fac aluzii, nu nimic. E o simplă mascotă. O să o aduce și la ședințele următoare? Dacă îmi poartă noroc, da. Până acum v-a purtat? Adică astăzi v-a purtat? Astăzi, da, că uite, ședința s-a terminat, nu a fost scandal în ședință, s-au votat toate punctele, deci nu e nicio problemă. Văd că se poate lucra și într-un mod civilizat în ședințele de Consiliu Local. La sfârșitul ședinței și-a luat partenera și a plecat cu ea în mașină. E vrăjitoare aia, nu știu. Păi de ce o puneți în spate? Doamne, ce să-ți dreapta? Zrețele unde? N-are voie în față că e minoră.